După 42 de ani, Corvinul revine în cupele europene și se bate pe terenul adversarilor cu echipa maghiară Poxi FC în primul tur preliminar al Europa League. Echipa și staful Corvinului au ajuns deja în micuța localitate Poxi, care numără în jur de 20.000 de locuitori și a efectuat antrenamentul oficial pe stadionul cu o capacitate de 5.000 de locuri. La conferința de presă, Florin Maxim, antrenorul echipei hunedorene, a declarat că știe valoarea echipei maghiare. Ne așteaptă un meci european, așteptările sunt mari. Europa e mercăzit și summit-ul în Nagyarbara și încă în Știm că întâlnim o echipă bună anului trecut a campionatului din Ungaria, o echipă care s-a clasat pe locul 2 și a câștigat cupa. Tudjuk, hogy egy nagyon jó csapattal fogunk mérkőzni. Știm că în componența echipei sunt doar jucători maghiari, sunt o echipă unită, asta a arătat-o prin parcursul echipei, prin rezultatele echipei, dar și noi avem maturile noastre și vrem să speculăm acest lucru. Meciul va începe în această seară la ora 20 și va fi transmis live pe Digisport și Prima Sport, dar și la Radio România.